Astăzi, 5 iunie, se serbează Ziua Învățătorului și în premieră la nivel național, elevii și profesorii au zi liberă, drept câștigat anul trecut după marea grevă a angajaților din sistemul de învățământ. În plus, ziua nu trebuie recuperată, însă cei care de-a lungul anilor au pus cărămida de temelie a educației copiilor noștri au avut parte de o serie de evenimente în semn de recunoștință pentru strădania și grija lor de zi cu zi. O zi deosebită pentru toți dascălii din țara noastră, ziua de 5 iunie, este ziua în care sărbătorim pe toți învățătorii și cu acest prilej le urez la mulți ani învățătorilor și tuturor cadrelor didactice, un prilej prin care ne exprimăm aprecierea și considerația față de tot ceea ce fac în fiecare zi. Este o zi liberă, atât pentru elevi cât și pentru dascăli, o zi în care organizăm manifestări dedicate acestui eveniment. De exemplu, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara desfășoară astăzi un simpozion cu acest prilej. Am pregătit diplome, distincții pentru cei prezenți la acest eveniment și de pe acum vreau să le mulțumesc pentru că, deși este zi liberă, au ales ca în această zi să participe la acest eveniment și să facă parte din echipa noastră.